Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua partea a treia a tutorialului Grinch, cel care a furat Crăciunul. Și vom începe prin a lucra botișorul jucăriei noastre. În cercul magic vom face un număr de 6 piciorușe scurte. Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș scurt, vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș și din acest moment noi vom lucra în corespondența fiecăruia din cele 6 piciorușe scurte câte o mulțire, astfel că la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra un picioruș scurt urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, o înmulțire. 2 piciorușe scurte, cea de-a doua înmulțire, 2 piciorușe scurte, cea de-a treia înmulțire și vom continua până la sfârșitul rândului cu cele 6 piciorușe scurte care ne-au rămas, 2. 3, 4, 5, 6. Pentru rândul următor vom lucra din nou 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Vom pune firul despărțitor să nu... Continuăm lucrând o mulțire, 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, cea de-a doua mulțire, 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, cea de-a treia mulțire. Iar până la capătul rândului vom face piciorușele scurte care ne-au rămas. Patru, șapte piciorușe scurte. Șapte. Ajunse la capătul rândului, vom lăsa fir cât avem nevoie pentru cusut. Și vom închide acest rând. Astfel am făcut botișorul. Vom continua să lucrăm mânuțele. În cercul magic vom face un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt și vom continua lucrând o mulțire, 4 piciorușe scurte, 1,
2, 3, 4, iar acum vom face din nou o mulțire. Astfel, am obținut un număr de 8 piciorușe scurte. Din acest moment, noi vom lucra 15 rânduri de câte 8 piciorușe scurte. Deci 15 rânduri de 8 piciorușe scurte. Dumneavoastră să puneți firul despărțitor și vom continua singure. Lucrate cele 15 rânduri, veți scurta firul cât aveți nevoie pentru cusut și vom închide acest rând. Bineînțeles, va fi nevoie să facem două mânuțe. Eu mi-am lucrat-o deja pe cea de-a doua. În acest moment va fi nevoie de un asemenea fir de sârmă, dacă aveți. Dacă nu, un fir de sârmă un pic maleabil, îl vom tăia în două, vom pune în două jumătate de fir și această parte o vom introduce în mânuță. În modul acesta noi o vom putea aranja în modul în care dorim. Din acest moment vom trece la cusut. Pregătim acul pentru cusut rână și vom trece la cusut. Vom fixa mânuțele de o parte și de cealaltă a gâtului. Prima eu am cusut-o deja, acum voi coase pe cea de-a doua. Vom prinde cele două părți ale lucrării. Vom coase să dăm stabilitate mânuței, după care firul îl vom pierde și îl vom scurta. Ajuns în acest punct, voi ascunde firul în modul în care să-i dau siguranță și, așa cum vă spuneam, îl vom scurta. Ne pregătim acum să atașăm botișorul. Înainte de a coase botișorul, un fir negru, i-am făcut un nod, voi face gura lui Grinch. După cum știți, acesta are o gură foarte mare. Noi vom coase pe această parte a botișorului gurița. Vom da o formă rotundă cât posibil, în felul acesta voi coase cu atenție, la fel veți face și dumneavoastră, vom face o gură foarte mare, merg în felul acesta pentru a-i da formă cât mai plăcută, să nu speriem copiii. Oricum este un baobab modern. Ajungem și la capătul guriței, să vedem să fie cât de cât simetrică, chiar dacă nu este, da, în felul acesta. Apoi firul îl vom ascunde aici, dedesubt, și îl vom scurta. După ce am cusut și gura, vom coase botișorul, îl vom aplica jucăriei noastre, vom coase în modul în care să nu se observe și vom continua. Vom coase singure, nu este greu. Dacă doriți să-i dați mai mare siguranță, puteți să aplicați câteva ace cu gămălie și astfel veți reuși să-l coaseți fără probleme. Vom coase singure, vom termina de cusut singure și ne vom reîntâlni. După ce
ce am terminat de cusut gurița, vom pune ochișorii. Eu voi pune o pereche de ochișori cumpărați cu diametru de 1 cm. Îi voi lipi cu lipiciul lichid. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să-i puneți chiar 2 mărgeluțe. Deci voi pune ochișorii exact deasupra boticului, unul alături de celălalt, pentru că, așa cum știți, personajul pare un pic cu ochii crucișați. În sfârșit, îi vom pune în felul acesta. După ce am lipit și ochișorii, i-am fixat bine, vom face sprâncenele. Am luat un fir de aceeași culoare cu întreaga lucrare. Ați văzut cum am pus în două, am făcut un nod aici, iar apoi, este prea lung, îl voi scurta un pic, cu peptenele vom peptăna aceste fire până când le vom desface. Voi da un pic jucăria deoparte, până când le vom desface. Așa cum știți, Grinch este un pic pufos, de aceea am ales această metodă pentru a-i face sprâncenele. În același mod vom face moțul din vârful capului. După ce am desfăcut, voi scurta atât cât am nevoie. Deci vă spuneam, în același mod vom face moțul din vârful capului și gurița. Uitați-vă în felul acesta, să o scurtez cum trebuie. Și din nou cu lipiciul lichid voi aplica sprâncenele. Voi pune un pic din lipiciul lichid aici, unde este capătul, unde este nodul. În felul acesta voi reuși să lipesc și voi aplica în felul acesta. Ia uitați-vă. Vedeți că încet, încet începe să prindă viață. În același mod vom face, eu deja mi-am pregătit cea de-a doua sprinceană, care o voi pune alături, bineînțeles. Așa cum vă spuneam, moțul din vârful capului îl vom face în același mod. Pune lipiciul. Eventual, după ce lipit, dacă este nevoie, mai scurtăm un pic sprâncenele și este nevoie, le voi scurta în felul acesta, în modul în care ele să fie la fel de lungi. Așa. Egal am făcut și pentru năsuc, doar cu firul roșu. Mai întâi îl voi lipi, pentru guriță, scuzați, îl voi lipi și de fapt nu e gurița, acesta este chiar năsucul. Mi-aduc aminte foarte bine din desenele animate, pentru că gurița este aceasta neagră care deja am lucrat-o noi. După ce am lipit, voi tăia foarte scurt, voi face doar un mic ciuculeț aici. În loc de năsuc. Așa. Și cum spuneam, moțul din vârful capului îl voi pune în același mod. Voi scurta. Voi aplica moțul din vârful capului, pe care l-am făcut mai bogat.
din nou voi folosi lipiciul lichid pentru a-l atașa, în cazul în care moțul nu stă perfect drept, trebuie să îl dați cu un pic de fixativ și atunci vedeți că el se va aranja în modul în care doriți dumneavoastră. Cu un pic de fixativ puteți da și sprincenele dacă doriți. Dar mai întâi îl vom lipi și apoi îl vom aranja, îi vom da forma finală. Deci aici năsucul, care nu prea îmi place mie cum a ieșit, îl voi scurta din nou un pic. Acesta este un pic lucrul de migală. Eu sper ca dumneavoastră să vă placă. Mânuțele le vom îndoi în felul acesta și vom pune în șolduri, așa cum bine știți, iar apoi la gât îi vom pune un fular. Un fular lucrat cu alb și cu roșu. Eu l-am lucrat în modul meu, dumneavoastră veți lucra așa cum doriți și știți că are fularul chiar și în desenele animate, așa. Vom pune în ordine un pic și moțișorul acesta din vârful capului, îl lăsăm așa. Și acesta este Grinch. Dacă doriți, puteți să atașați și aici la mânuțe acest puf. Acesta este Grinch, cel care a furat Crăciunul. Voi face apoi un short pe care îl veți găsi pe pagina canalului unde scrie short și veți vedea cum arată în totalitate. Dacă vă place ceea ce am lucrat, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți alături de mine. Dacă nu sunteți abonați acestui canal, vă rog să vă abonați, este gratuit. Cine dorește să devină membru, poate deveni membru. În momentul în care cineva devine membru, pentru membrii vor fi lucrări separate, bineînțeles. Iar eu mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte din totdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. De asemenea, vă spun un călduros la mulți ani tuturor românilor și la mulți ani România. La revedere, vă salută, Tatiana!